Nu sunt puține activitățile organizate de voluntarii de la asociația Act for You, dintre acestea foarte multe destinate tinerilor și elevilor. Pentru fiecare proiect însă există o echipă care dedică timp și energie pentru ca activitatea să aibă realmente impact și să producă o schimbare la nivelul mentalității grupului participant. În clasa nouă a venit la mine în clasă o circulară și mi-a spus că hai să faci voluntariat, că suntem o asociație drăguță și îți oferim așa, 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 așa. Eu m-am gândit că mi-mi trebuie contract ca să mi-l pot pune la CV, să am CV-ul mai dezvoltat și să contez, să apar mai mare, mai dezvoltată decât ceilalți când vine vorba de găsirea unui loc de muncă sau intrare la facultate. Am înțeles că se pune foarte mult problema unei fișe în plus la dosar. Da, pe lângă asta, nu știu, eu consider că e mult mai important ce ai învățat să faci practic. Adică, de când sunt voluntar, am făcut comunicate de presă, am făcut procese verbale, am făcut baze de date, am făcut rost de resurse pentru un anumit eveniment și toate lucrurile astea acumulate, tu poți prin ele, adică te dezvolți, asta e clar, te dezvolți personal, dar după când te întreabă angajatorul tu ce știi să faci, pe lângă foaia care i-o întins, tu poți să zici că uite, eu știu să fac asta, 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 asta. Voluntariatul reprezintă o activitate pe care persoana implicată o desfășoară în mod liber și conștient, fără a primi în schimbul muncii sale o remunerație. De curând a fost promulgată o lege care recunoaște activitatea de voluntariat ca experiență profesională de către angajatori, dar mai sunt încă aspecte care au rămas nerezolvate. Este o statistică făcută de către cei din Occident asupra faptului că noi avem mai mulți tineri până sunt studenți mai mult. După aceea, din păcate, eu zic că situația economică pe care o avem ne obligă să avem mai multe slujbe, nu există acea stabilitate financiară, ei sunt obligați să facă multe alte lucruri după orele de serviciu sau chiar să lucreze suplimentar și atunci, bineînțeles, nu prea le mai rămâne timp. Deci un voluntar la noi, niciun patron nu acceptă ca să plece din timpul orelor de serviciu. Pe când dincolo ei pot să meargă, au o anumită activitate de făcut și ei li se aprobă o zi liberă sau câteva ore libere, pot să plece. La noi nu se acceptă așa ceva. Toți cei care fac voluntariat sunt premiați în fiecare an în cadrul evenimentului Gala Voluntarilor, unde se acordă diplome și premii pentru voluntarii anului, coordonatorul anului și voluntarul anului. Anul acesta evenimentul va avea loc în 5 decembrie, când sătmărenii îi vor putea cunoaște pe toți cei care fac ceva pentru comunitatea sătmăreană.